Dacă pentru ziua de vineri meteorologii au anunțat temperaturi moderate de sâmbătă, lucrurile se schimbă. În județul Dâmbovița, sâmbătă se anunță ninsori, iar temperaturile se vor situa între minus 2 și 3 grade Celsius. Duminică nu sunt anunțate precipitații, însă vor scădea și mai mult temperaturile, situându-se între minus 5 și 6 grade. În județul Arge se vor înregistra sâmbătă temperaturi între minus 2 și 4 grade. Meteorologii anunță lapuviță și ninsoare, mai ales în zona de munte. Duminică, precipitațiile se vor opri, iar temperaturile se vor situa între minus 3 și 7 grade Celsius. La fel și în județul Prahova. Sâmbătă meteorologii anunță posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, însă duminică precipitațiile se vor opri, iar temperaturile vor crește până la 7 grade Celsius. Pentru județul Giurgiu, meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie la începutul weekendului, iar termometrele vor arăta maximum 6 grade Celsius. Duminică se vor opri precipitațiile și se vor înregistra înregistra temperaturi de până la 9 grade. Sâmbătă sunt anunțate ploi și temperaturi scăzute și în județul Teleorman, însă duminică șansele de precipitații scad, iar temperaturile urcă până la 9 grade. În Călăraș, alomița și Ilfov, meteorologii spun că va ploua sâmbătă și va fi frig. Vremea se va schimba duminică, în sensul că nu vor mai fi precipitații, iar termometrele vor indica până la 10 grade Celsius.